Cerințele pe piața muncii au fost principala cauză, să zicem, care au condus la realizarea acestui demers la nivelul facultății și a faptului că în județul Suceava a crescut numărul de cluburi sportive. În aceste cluburi sportive trebuie să fie angajați antrenori în diverse ramuri sportive și ar fi argumentul principal pentru care încercăm să dezvoltăm acest program, cumva pentru a de a deservi nevoile în plan sportiv care sunt la nivelul județului Suceava și probabil și Botoșani într-o anumită măsură. Primele demersuri au fost făcute, iar Senatul USV a aprobat lansarea unui nou program de licență, Sport și Performanță Motrică, care va fi inclus în oferta Facultății de Educație Fizică și Sport. Programul va dura 3 ani, va avea 180 de credite și va oferi studenților atât pregătire teoretică cât și practică în domeniul sportului. Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, Florin Leuciuc, a prezentat și oportunitățile pe care le va aduce pentru studenți acest program. Cei care vor opta pentru acest program de studiu vor avea posibilitatea să obțină un carnet de antrenor într-o ramură sportivă și să activeze în cluburile sportive de stat sau private care există la noi în țară și chiar în Europeană, pentru cei care optează după finalizarea studiilor să meargă și în străinătate studiile fiind recunoscute. În prezent, Facultatea de Educație Fizică și Sport oferă patru programe de studii active. Actualmente avem patru programe care sunt active. Primul și cel mai vechi, Educație Fizică și Sportivă, licență, kinetoterapie și motricitate specială, licență, iar la nivel de studii de masterat, un program Educație Fizică Școlară și Activități Extracurriculare, iar cel de-al doilea, kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporale. Florin Leuciuc este de părere că acest program va fi disponibil începând cu anul viitor. Am început aceste demersuri pentru cel de-al cincilea program Sport și Performanță Motrică și sperăm ca pe parcursul următoarelor luni să venim cu vești bune, să trecem prin următoarele două etape și să obținem o autorizare provizorie, acesta fiind un prim pas în a dezvolta acest program la Suceava și să fie în oferta educațională din iulie 2025 la admitere și așteptăm atunci pe potențialii candidați la acest program.